Eu sunt Sergiu Timar, iar cel care se va ocupa de analiza partidei este Geo Ciungălan. Salut, Sergiule! Pot să spun că mă simt incredibil pe acest stadion. Cred că vom asista la un meci memorabil. În această partidă se înfruntă Gaz Metan Mediaș și Turnul Severin. Îmi place, pasează frumos! Poate centra acum! Ocazie mare! Arbitrul a fluierat, iar asistentul este cu fanionul ridicat. A fost prins în offside. Taher Bawab. A greșit acum. Alexandru Zaharia. Ce bine a deschis jocul! Au plecat toți pe contraatac! O dă în adâncime! Faza devine interesantă! Ce superficial a tratat faza! E gata să tragă! Ocazie imensă! Gol! Incredibil! Este 1-0! Ce frumos l-a executat! Nu s-a panicat deloc! Foarte bine și-a păstrat calmul! Portarul n-a avut nicio șansă! Când scapi 1-1 cu portarul, nu ai voie să fii indecis! Dar el e calm și a trimis cu sânge rece! Așa se face! Meciul se reia de la 1-0! Se vede clar că se află la controlul partidei, dar trebuie să-și mențină concentrarea. Surprizele apar exact în astfel de moment, când echipa conduce, iar jucătorii se relaxează. Ocazie mare! Și trage! Gol! Chiar au meritat această reușită! Conduc confortabil acum, au 2 goluri avantaj! În acest duel 1-1, portarul n-a avut nicio șansă! L-a executat cu sânge rece! Portarul n-a avut nicio șansă la această fază! Acum au un avans de 2 goluri! La 1-0 a fost destul de imprevizibil deznodământul partidei, dar acum la 2-0 ar trebui să fie în stare să țină de rezultat. Zarko Marković. Primește Ciprian Petre. Desenează frumos până acum. Cristi Bud! Nu a fost inspirat deloc. Chiar își doresc un gol acum. Au avut în careu aproape toți jucătorii. Sare bine? S-au descurcat bine până la urmă. Și centrează. Trage bine! Ce intervenție promptă! Când ești într-o poziție atât de bună, trebuie să marchezi. A tras rău de tot. E o ocazie bună! Oh, a avut ghinion! Nu joacă rău, adică au ocazii, dar par să le lipsească ceva. Are multe opțiuni la dispoziție. Acum, să vedem! Prima repriză s-a încheiat, e pauză! E o partidă lejeră pentru ei. Conduc, își fac jocul. Singura problemă care ar putea apărea ar fi să nu se mai concentreze la fel de bine în a doua repriză, dar nu cred că se va întâmpla asta. Trebuie să mențină motoarele la aceeași turație și să marcheze în continuare. E 2-0, un scor periculos. Încă se pot întâmpla multe.
Gazmetan Mediaș și turnul Severin. Grăbesc puțin ritmul. Primește cu butia. Mingea ajunge la Ciprian Vasilache. Predrag Stevanovici. Pasează pe culoar. Ce efort! Și e gol! Gol! Ce execuție fantastică! Au un avans de 3 goluri. Pot sta liniștiți acum. Incredibil jocul echipei la această fază. Se vede că acești jucători sunt pe aceeași lungime de undă. Cred că s-ar putea găsi în teren și cu ochii închiși. Partida are început de la scorul de 3-0. Lovitura liberă acum. Iată și prima lor schimbare. E o schimbare firească. Acum va urmări restul partidei de pe bancă. Cristi Bud! Cu altă ocazie, poate! Este a doua lor schimbare. Jucătorul știe că putea să aibă o evoluție mult mai bună în această partidă. Poate data viitoare. Florin Pătrașcu. Pasează la întâlnire! Oh, putea înscrie pentru a patra oară! Cred că stadionul se aștepta să vadă un gol din această poziție. Cam dezamăgitor. Și Cristi Bud. Pasă filtrantă! Ocazie mare acum! Mai jos trebuia! Se joacă deja de aproape 75 de minute. Interesantă pasă. A deschis bine jocul. Iată șutul. Gol! Gol! Eurogol! Cât de bine joacă! Marchează la foc automat. Au un avans confortabil. Nu se mai poate întâmpla nimic. Ce finalizare superbă! Acest jucător are golul în sânge. Inițial am crezut că nu va marca, dar a fost sigur pe el și a trimis exact unde a vrut. Acum cred că au meciul în mână. Costinel Gugu. O pasă pe culoar spre atacant. Primește cu butia. Ce bine l-a deposedat! Primește Victor Astafei. Cât de bine l-a găsit! Lovitura liberă! Ce atac imprudent! Are două opțiuni acum. Ori trage direct, ori încearcă să trimită o centrare bună în careu. Primește Adrian Olah. Sprintează spre poartă! Poate șuta periculos acum! Trage tare! Gol! Incredibil! Au marcat iar! Se află la controlul partidei. Așadar, acesta a fost un...